știți cât de mult îmi plac mie bijuteriile și, în general, atunci când îmi place ceva, am tendința să port acel ceva pentru tot restul vieții și I'm not kidding, uitați-vă la bijuteriile mele, le-ați remarcat cam prin toate clipurile în care am apărut cu ele și mereu primesc întrebări legate de, mai ales de lanțul acesta de sus, care este, by the way, de la Swarovski, v-am mai spus și înainte, cel de-al doilea a fost cadou de la mama, iar al treilea l-am cumpărat anul acesta de la Sabrini, era la promoție, 50% off. Astăzi, în schimb, am vrut să vă prezint alte trei piese, pentru că vine vara, vine perioada însorită, vin lunile acelea că duroase și abia aștept și eu să mă bronzez pentru că ia uitați-vă ce albă sunt și dacă acum bijuteriile argintii mă prind foarte bine, când am să fiu puțin bronzată, o bijuterie aurie va fi excelentă, zic eu. Și chiar recent am primit un pachet de la cei de la Happiness Boutique. A fost o colaborare, ei mi-au trimis un mail și m-au întrebat dacă aș vrea să-mi aleg 3 lanțuri din colecția lor online și am aruncat o privire. Mi-au plăcut foarte mult pentru că ce au ei pe site sunt exact modelele pe care le căutam eu anul trecut, chiar și acum 2 ani, atunci când abia apăreau acele modele de lănțișoare foarte fine, cu bănuți, cu tot felul de steluțe, dar la ei pe site am găsit exact modelele acelea care mi-atrăgeau mie toate privirile și pe care mi le doream, așa că am plasat comanda, am ales 3 tipuri și vreau să vi le arăt acum. Am ales să port cercei aurii tocmai ca să se sincronizeze cu lănțișoarele și urmează să le scot pe acestea. Dar între timp voiam să vă spun că lănțișoarele care urmează să vi le arăt sunt din oțel inoxidabil și sunt plăcate cu aur. Totodată ei garantează că nu se vor oxida, calitatea lor ar trebui să rămână aceeași. Eu le-am primit cam acum 4 săptămâni și le-am purtat, l-ați văzut și pe Instagram, vi le-am prezentat și acolo, am făcut și unboxing, v-am vorbit cât puțin despre ele, însă acum vreau să vi le arăt mai aproape și să vă povestesc experiența mea după ce le-am purtat o perioadă de timp. Doamne, deci sunt superbe, de fiecare dată când le văd, parcă îmi dau așa și mie energie și haideți să vi le arăt, acesta este primul, este un lănțișor cu steluțe, uitați, și are steluțele acestea care vin exact la baza gâtului. Și arată foarte frumos. Vedeți că nu sunt prinse cu zale, sunt exact în lanț puse și mie mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Este destul de scurt ca să vină exact la baza gâtului, lucru care mie îmi place foarte mult. Așa arată și pe mine. Puteți să vedeți că strălucește foarte bine și îmi place foarte mult. Îmi place faptul că este foarte finuț, nu-ți sare așa foarte tare în ochi. Iar faptul că e la baza gâtului garantează că se va vedea din orice ținută. Următorul este acest model cu bănuți și eu căutam un model cu bănuți, v-am zis, de foarte mult timp. Am căutat din aur la noi, însă fiecare model pe care l-am găsit, ba se întorceau zalele, ba nu aveau strălucirea asta, ba erau prea mari, ba era spațiu prea mare între zale, așa că într-un final l-am găsit pe acesta, la ei pe site și e lănțișorul perfect, puteți să vedeți, e superb și felul în care captează lumina acest auriu. Nu știu, nu am cuvinte. Eu mă văd purtându-le toată vara împreună sau separat, cel mai probabil împreună pentru că mie îmi place să fac acest stacking sau layering, să pun mai multe lănțișoare. E, da, așa o notă de eleganță fiecarei ținute și să știți că nu le dau jos. Merg și la sport cu ele, duș nu fac cu ele, le dau jos totuși, însă în general le scot doar seara și cam atât. Al de-al treilea este o semilună și dacă tot mă uit în sus, să știți că mă uit la în viewfinder ca să fiu sigură că focalizează camera bine și se vede bine lănțișorul, să nu credeți că nu mă uit la voi. Mi-a fost foarte greu să aleg cel de-al treilea model pentru că au o gamă atât de variată pe site și nu vă zic asta pentru că am primit produsele de la ei, vă zic pentru că într-adevăr mi-au plăcut și îmi place și calitatea lor, le-am purtat deja de câteva săptămâni și s-au menținut bine, chiar nu am văzut nicio diferență în aspectul lor, nu s-a dus culoarea, nimic de genul ăsta. Și aici le avem pe toate trei împreună, eu zic că strălucesc fenomenal, iar pentru o perioadă însorită se potrivesc foarte bine și cu o piele bronzată vor arata și mai bine. Să știți că ei au transport gratuit peste tot în lume și totodată s-au hotărât să-mi ofere un cod de 10% reducere pe care o să-l găsiți jos în descriere. Dacă doriți să cumpărați ceva, dacă nu, e alegerea voastră. Mie îmi plac produsele și am zis să le port înainte să vă spun ce opinie am despre ele și ați văzut pe Instagram, vi le-am arătat când am făcut unboxing, apoi vi le-am arătat când le-am purtat și acum sunt pe YouTube și vă povestesc despre experiența mea cu ele. Mi-au plăcut și zic eu că sunt niște piețe care vor atrage toate privirile.
Eu peste tot unde merg primesc întrebări legate de lățișoarele astea, toată lumea mă întreabă de unde le-am cumpărat, cât au costat, cum a fost cu transportul. Au venit foarte rapid, într-o săptămână deja erau aici, transportul gratuit, cum v-am spus, și piesele, în general, 20 de euro, însă având în vedere că sunt din oțel inoxidabil, la fel ca și piesele pe care le cumpărați la Swarovski, până la urmă tot oțel inoxidabil sunt și totodată placate cu aur, mie mi-a plăcut. Să știți că au modele și pe Rose Gold și pe Argentiu, au și un canal pe YouTube, am impresia, da, și acolo vă arată cum puteți să le asortați cu tot felul de ținute, dar eu le port la orice, eu zic că fac orice ținută deosebită, dar... Acum, cum credeți și voi, fiecare cu stilul său. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, acesta a fost un clip așa mai scurt, pentru că v-am spus, scurt și la obiect ce am avut să vă zic. Până la data viitoare, vă pup și spor la cumpărături! Pa, pa!